afară de asta avem procente cu brânză, și toate le faceți dumneavoastră aici. Da. Și asta e spațiu, câți metri aveți aici? 32 de metri pătrați? Dar nu e spațiu dumneavoastră, o închiriați probabil. Și din echipamente, ce aveți? Acum am câștigat un proiect la Odin și trebuie cuptor să ne chestionez cuptor nou. A, s-o schimbați? Și în exterior, da, să fac o reparație în exterior. Dar terasă din față tot la dumneavoastră? Da. Cum ești o zeață, în afară de asta ceva, băuturi, ceaiuri, cafea? Ceai, cafea și băuturi. Ce aveți acolo? Frigideta și aparat de cafea, ceai. Și spuneți că aveți un an de zile deja. Un an de zile, da. Și cum s-a părut primul an? Asta e prima experiență de antreprenoriat? Da. Și le-am povestit cum s-a părut. Greu. Greu, dar sunteți motivată să mergeți mai departe? Sunt. Există cereri? Ați putea vinde mai mult? Da. Inițialul, când am început, la mine scopul este că eu să fac o secție de congelare. Să fac și congelate. Astea congelate mai ușor se livrează în diferite puncte, chiar și în restaurante, în Cafe Negre, în stațiile Beco se poate de livrat. Congelate. Congelate eu acum congelez pe etaj. Cantitate minimă, cantitate mică care eu aici. Îl decongelez acum și între ziua produse proaspete producem numai procente. Deja după ori 12 ore când mai liberez, fac făitaj. Dar făitajul ăsta e și tehnologia, că se angelează mai dacă bine. Există cereri, eu cred că trebuie repejor să vă ajustați. Găsiți oameni, căutați. Nu e neapărat că din prima o să găsiți omul. Pot. Și de la ce oră începi să fie? De la 8. De piață la ce oră începi? Piața 7:30, deja la 8 sunt produs în vitrină. Dar toamna, primăvara, ați iarna e mai dificil pentru că e circulația slabă. Și masă ce e acolo, terasa e dumneavoastră, da? Da. Deci, după azi vedem unde, cu ce puteți s-a jucat. Și eu sunt foarte bucuros că am venit și am reușit să fac cunoștință în primul rând și eu cred că asta trebuie să slujească drept o motivare adițional. Trebuie să le creșteți producere ca să puteți să suplini cererea care este. Există cererea, da. Cel de există, pentru că produsele sunt foarte întrebate. Atunci, da, dacă odată ce nu-i marfă, de la ora 3 deja tot. Da. E bine.